După duelurile cu volei municipal Zalău și Steaua București, Știința Explorări Baia Mare se află în fața unui nou examen dificil în divizia A1 la volei masculin. Partida dintre cele două echipe, programată în etapa a patra, va avea loc mâine cu începere de la ora 18 în sala polivalentă la Scărpană. Formația craioveană a avut o campanie impresionantă de transferuri în această vară și este una dintre favoritele la cucerirea titlului în acest sezon. De cealaltă parte, Explorări, care are unul dintre cele mai slabe loturi din ultimii ani, va încerca să dea totul pe teren pentru a obține cel puțin un punct din acest meci. Băimărenii au nevoie și de sprijinul suporterilor care sunt așteptați în număr cât mai mare la partida de mâine. Tot în această rundă a campionatului național de volei, CSS 2 Baia Mare va juca pe terenul echipei din Timișoara, unde speră la prima victorie din acest sezon.